este moldovean, de-al meu face ravagii pe TikTok. Nu doarme de 3 zile pentru că știa că vine la noi. N-are somn. N-are somn. Nu, mă. Mă gândeam la ce bunătăți faceți aici. Numai culori, numai verde, portocaliu. Bine ai venit la noi, Emilian. Bine v-am găsit. Ce faci? Cum ești? Ah, și eu care am să voi înainte să vă întreb ce faceți. Hai ce bine, să lasă, zine tu prima dată. Să zic eu? Da. Păi ce să fac? Bine. Așa? Mă bucur că m-ați invitat, că eu sunt un mare bucătăraș în acțiune, ca să zic așa. Am înțeles că eu n-am voie să vă ajut. E, Doamne, ba da, am zis, nu? Numai că a tocat Andra dinainte ceapa și așa, adică okay, să mai... Ok, să... Preparatul e foarte simplu. Noi așa, vrem să facem astăzi un somon toscan, se numește. Ok. Și cu un sos alb, așa, cu smântână, cu usturoi, cu ceapă, cu roșii sherry, parmezan, baby spinach. O să fie așa o bunătate. O bunătate. Dar tu gătești? Da, eu gătesc. Ce crezi? Ce cred? Da. Ce cred? Face, are pe TikTok și rețete pe linie melodică. Da, au fost cele mai apreciate. Cele mai nebune, dar nu făceam mare lucru, adică băgam niște creme și ne-a luat de asta. Ah, mișto. Dar așa, la cuptor, așa, covridor, nu mă gândeam. Da. Mă gândeam să te pun să ne cânți ceva. Așa, vezi, te uiți tu la Andra ce faci. Și ca să-ți gătește ea. Și așa, pe final ne cânt și nouă ceva. Ce zici? Mă pui la încercare. Tu vrei să mă pui la încercare acum cu camerele pe mine? Eu eram obișnuit cu TikTok-urile mele de acasă, cu 10 cadre. Păi, dar nu tot aveai camera? Ba da, mă, da, e altceva. De fapt, că da. Dar nu, că putem tăia la montaj. A, da? Ok. Da. Dar ce-ți place ție să mănânci cel mai mult? Ca să știm dacă ne-am încadrat. Băi, să știi că v-ați încadrat foarte bine, că eu sunt pe healthy lifestyle, Adriana. Asta nu prea, eu știu, dar aici am putea, asta tu nu-s chiar de healthy. Da, știu, dar parmezanul e preferatul meu. Ah, ok. Adică aici m-ați nimerit. Nu știu, în general cam mănânc cam orice, n-am pretenții, mai nou am o plăcere de asta, în a mânca cartofi dulci cu telemea. Nu mă întrebați. Eu mănânc cartofi dulci, uite, de exemplu, aseară. Am făcut somon cu piure de cartofi dulci și păstârnac. Andra nu e... Nu, okay. Nici nu vreau să... Dar e pe healthy. Mie nu-mi place mâncarea asta healthy, nu știu despre ce este vorba. Ei, nu-ți place! De adică ce? Un pește la grătar cu legume sau cu o salată nu mănânci. Nu. De fapt, nu. Tu mănânci pizza cu burger, am uitat. Stai să ne înțelegi. Eu sunt cu healthy, Andra e cu food porn. Food porn. Dar nu e mai bună mâncarea asta, mai grea, așa, mai, nu știu, mai cu burger, cu pizza, cu habar n-am chestii. Da, dar e bună, cartofi dar nu prăjiți, pentru o perioadă lungă de timp. Da, nu știu, după ce mănânc numai nenorocirile astea healthy, nu mai pot să mai mănânc. Dar câți ani ai, mă, băiatul? 27. Ai, mulți înainte. Tânăr. Tânăr picior. Cine-ți gătea când erai mic? Cine să-mi gătească? Mamă, îți dai seama. Ce-ți gătea ea? Băi, din ce mi-aduc eu aminte, ea făcea niște paste de-alea foarte... Ea le zicea brânză. Paste... Nu, ea le zicea paste cu resturi. Paste alea! Punea, paste cu sos de roșii! Pe, exact, paste, nu? Cu sos de roșii cu și cu tot ce era... Cu cabanos, cu ce exact, aveai prin frigider. Cu și cu cașcaval din ăla ras, care când luai așa se... Aia zic. Băgate la cuptor, jap, era mama, eram, zic, mama, al forno, cumva. Niște... Da, cumva. Cele mai bune. Seama, la noi numai al forno, eram acolo pe la Iași. Era direct cu resturi și cu tot ce prins. Dar unde? Unde ai crescut în Iași? Ce am crescut? În Iași, în Piața Unirii, fix în centru. Fix în centru, la blocul ăla turn. Știi, pe alea 3 de acolo? Da. E fix în blocul turn, din centru. Pe bune? Da, acolo am stat. Tare, e o Nicolina. Serios? Nicolina, da. De cartier, așa? Deci nu trebuie să mă iau de tine, că... Dar nu trebuie să iei de moldoveni, în general, cred că. Nu? Păi nu ne luăm... Bă, să voi știți! Nu, nu-s așa, nu-s așa vulcanic, culmea. Voi știți. Ce dar ești? Leu. Și nu ești vulcanic? Nu, culmea, sunt foarte atipic. Ce crezi? Sunt un leu foarte atipic. Sunt născut pe 24 iulie și cred că sunt un pic așa mai spre... Mamă, ce mișto să ai ziua vară. Mai spre rac. Bă, nu e mișto, că nu-ți vine nimeni. Tu te poți de aici. Aia zic, toată lumea e plecată în vacanță. Ce lasă să vină că la e mișto, faci un grătar. Dar unde ai făcut școala? Mamă, vrei să-ți povestesc tot războiul de la mine din familie? Da. 1-4 l-am făcut la Negruții. Eu după am terminat care... la Negruții, liceu. Ai terminat liceu la Negruții. Mă, voi părea eu așa de cartier, dar mintea... Să nu ne atingem. Dacă vă dau mintea mea, voia... Corpul razna. Corpul razna, Adriana, da, ușor. Eu am terminat...
La mine a fost așa, deci 1-4 am făcut la Negruții și s-au format două tabere în clasa 5-a, când a trebuit să dau în clasa 5-a. Culmea, ce crezi? Taică-miu cu soacră sa. Așa. Și și mama? Hai puțin cu soacră sa. Nu. Cu soacră sa. Nu, mama cu taică sa, adică mama cu bunicul. Ah, ok. Da, culmea, tata cu soacră, care nu s-au înțeles niciodată, dar atunci au făcut echipă bună. E, tata cu soacră sa, cu bunica mea, adică, ca să fie mai simplu, era, să facă băiatul Negruții, să facă școală, ce face? Maica mea cu bunica, nu vă, să facă băiatul ce vrea, că a văzut că eu am niște valențe de astea muzicale, că îmi place să cânt, că nu știu ce. Și m-am dus la băncilă, până la urmă. De fapt, s-au certat nu știu câte luni, după care maica mea s-a trezit și a zis, bă, dar noi, după copilul ăsta, l-am întrebat ce vrea. Știi? Și a fost un moment de ăla de cri, știi? Și mi-aduc aminte și acum momentul ăla, că eram cu maica mea în mașină, m-a luat de la școală și m-a întrebat, mamă, tu ce vrei să faci? Și i-am zis așa, mamă, eu vreau să fac muzică, dar eu mă duc unde vrei tu. Vai, ce copil cu minte! Bă, și până la urmă îți dai seama. Sufletul, da, nu, a doua zi m-a dus la băncilă, am intrat la băncilă și aia a fost. Adică, și de atunci ai rămas pe muzică. Când da, a fost prima ta experiență cu scenă? Când ai avut tu concert. Prima mea experiență cu scena? Da. Hai că tu s-ar putea să știi. Când? De ce prima mea experiență? Lasă, nu X-Factorul. No, nu, când erai mai mic. Când eram mic, zic de dacă tot am luat-o din copilărie, de acum zic. Prima mea experiență cu scena a fost, cred că în anul 2000, dacă mă înșel, la, ce crezi, Mamaia Copiilor. Prima ediție de Mamaia Copiilor. Am fost în generația, am fost în generația cu Alina Eremia, cu Lucia Dumitrescu, cu Noni, cu atunci, în perioada aia. Și după aia am fost în cred că în toate patru edițiile de Mamaia Copiilor. Deci ai fost peste tot. În mare parte până când m-am prins de cum. Eu de aia n-am mai fost. Foarte bine. N-am fost niciodată. Adică am fost doar așa pe. Cumva a fost la un singur festival, dar am fost mai mult pentru, nu neapărat tradiție, pentru promovarea culturii, că era Ion și Doina de Dorovici, dacă ai auzit, la festival. Da, eu nici nu mă am fost discuția asta a lor, adică sunt cumva outside. Noi suntem, Andra doar negătește să vorbim despre muzică. În sfârșit, nu, că a fost și shift pe muzică la noi. Și am fost acolo pentru că o știam pe mama Doinei, eram prietenă cu Cristofor, mai mult de drag la insistența mamei, că spunea că n-ai fost niciodată la un festival, și măcar la ăsta al nostru de peste Prut. Da. A fost foarte tare pentru că mai apoi noi am fost în internațional, am fost pentru, tot așa, a fost anul dedicat lui Ion și Doina și a fost Paris, state. Și le-a cântat pentru toate comunitățile. Okay. A fost interesantă experiența. Tare. Și la X Factor povestește. Măi, eu vreau să știu altceva până la X Factor. Vreau să știu. Eu am pus omul la prăjit în puținul ulei de măsline. Vrei să te ajut să cureți un usturoi? E curățat acolo deja. Asta e doar de plating. Mie îmi place cum am unt usturoi. Eu știi că am venit la Moldova. Uite cât e. Nu e. Avem. Bat foarte mult. Nu pupi și tu pe cineva după aia? Eu voiam să te întreb ce gătești tu cel mai bine, ci și că ai zis că îți place să gătești și că ești așa. Bă, rețeta mea de cucerit gagici este. Asta voiam să știu. Exact. Nu că m-am prins din start ce vrei să zic. Este, se numește așa, paste cu zucchini și crepeți. Da. Și cu sos alb. Nimic complicat. Ea se numește mai complicat, se numește paste cu un gamberi, cu un dracul. Cu zucchini, cu una, santa mozzarella. Aia e. Și ție se preparat ăsta? Băi, mi iese, da. Uite, odată poate face schimb de roluri și vin eu. Cum și, să nu? Normal. Bine gătești. Eu nu eram sigură dacă tu știi să gătești sau nu. Eu am văzut acolo pe TikTok, dar am zis, mă, nu-l punem, că prima dată când vine, hai să-i gătim noi. Da, să-l dăm noi pe spate. Să el să pe cânt, tine, el, să stai relax, așa i-am zis, nu vii la noi să ne cânti și noi să-ți gătim. Păi vezi. Da. Ce vreți să vă cânt? Nu aveți, da, mă, până își găsește băiatul inspirația și își face zi-mi ce nu-ți place să mănânci, sunt tare curioasă. Nu prea sunt mofturos așa de felul meu, nu știu, dacă n-ai un preparat, un aliment, Nu prea, adică mănânc cam de toate așa.
Nu, n-am ceva de să nu-mi placă la modul efectiv, bă, ba da, mint. Ia, mamă, vezi, tot timpul există ceva ce nu-ți place să mănânci. Dragii mei, urăsc toate mâncărurile, aproape toate, nu toate, mâncărurile de Crăciun, tradiționale, le detest. Nu cred. Nu, ba da, le detest. Nu înțeleg. Un porc cu varză murată acolo, cu un cârnat la cuptor. Alea, cu... da, hai să zic, o friturică, așa, ceva, o prăjiturică. Alea, spui fratele meu. Băi, salata aia de beof, nu pot. Nu pot. Păi vrei nu pot să spun ea ceva? Nici mie nu prea îmi place salata. Mie îmi place doar făcută de și mine. Și nu înțeleg, dar vă rog să-mi explicați ce este atât de bun. La amestecătura aia, nu? La... cum se cheamă? Dați vece hate, ne luăm acum. Noi așa le zicem, nu răcituri, le zicem. Că... bă, n-ai mâncat răcituri făcute de mama. Băi, nu știu, habar n-am, dar nu înțeleg. Într-adevăr, am mâncat de foarte multe ori, am gustat de la mai multe persoane răcitura. Așa. Dar niciuna nu a fost făcută cum o face mama sau bunica mea. Nu avea nicio răcitură pistii, cum spune aici în România. Nu are gust. La oriunde am fost, nu are gust. Dar nu gust. Înțeleg de ce să mănânci apă cu gelatină, cu usturoi și cu carne. Dar nu e mult cu gelatină. Nu e cu gelatină, că se lasă, picioarele de porc. Poți să o faci și din limbă de vită, poți să faci și din... Ia uite! A plecat! Bine, să revenim. Ce nu ai mâncat, nu. Sau ce nu ai mâncat, chestii dubioase niciodată. Nu, îți dau un exemplu, insectii. Dar nu le mai dau atâta da, exemplu. Da, mă, nu știu ce n-am. Da, nu știu dacă aș mânca. Nu cred că aș mânca, știi ce m-am gândit, dar mă paște curiozitatea așa. Așa. Să mănânc carne de șarpe. Băi, și eu la fel. Nu știu de ce. Dar pare... nu cred că există în România, nu cred că există. Mi se pare și scârbos în același eu chiar timp, sunt curioasă și chiar vreau să spun curios chestia asta, că dacă știți un loc unde se mănâncă carne de șarpe, de... Eu vreau de dragon. Chiar să lăsați un comentariu. Chiar aș vrea să merg să încerc. Dacă tot mi se spune blânzitoarea de dragon, vreau și eu să mănânc niște carne de dragon. Ce să zicem blânzitoarea de dragon? Așa îmi spunea când era treaba, serialul ăla cu Game of Thrones. Ah, ok. Că sunt Dacares. Oh, ok. Îmblânzeam dragoni, care aia? Care? Și ai ceva, un lucru care nu ți lipsește niciodată din bucătărie, să zic așa, dar, na, mă rog, din casă, nu știu. Da, din bucătărie, adică ce ține de... ce ține de bucătărie? De cooking, da. Eu sunt foarte pasionat de toate ustensilele de bucătărie, adică tot ce îmi ușurează mie viața. Sau vreun ingredient, așa, care știi, băi, eu tot timpul când rămân fără acel ingredient, mă duc și mi-l cumpăr din nou. Să nu rămân vreodată fără. Uite, eu, spre exemplu, nu vreau să rămân niciodată fără, nu știu, fără unt, spre exemplu. N-aș putea să rămân în casă fără unt. Mă, cred că eu am aceeași problemă cu ulei de măsline. De ce folosesc ulei de măsline cam la orice. Și atunci, cred că dacă rămân fără ulei mai mult de măsline... Pe italienesc, pe grecesc? Da, mai pun și unt. Sau de obicei le combin, știi? Ca să nu ard untul, mai pun ulei de măsline cu un pic de unt și... mai, la mai mine cum... piperul. Da? Dacă nu am piper în casă, s-a terminat. Nu neapărat, dar simt că nu are același gust mâncarea fără piper. Îi pui sare. Eu nu-mi dau seama. Că sare pui. Dar piper, dacă nu are piper, ce vrei v-am să întrerupt. Da. No, nu bai. Contează. Am prăjit somonul. Îl lăsăm puțin. Vreau să fac un sos aici. Usturoi. Ceapă. Nici nu-l toc. Uite, fac un pic așa. Și îl tai așa. Știi ce bine știi să tai, da. Da, am învățat acum câteva zile tehnica. Cine te-a învățat? Cine m-a învățat? Nevoia, măi, băiatule. Ah, ok. Da. Ai zis că îți place cu mult usturoi, nu? Bă, da, poți să pui, n-am o problemă. Uite, stai mai. Dă-i, te ajut? Tare, nu. Okay. Reușești. Pește gătești? Da, dar foarte simplu, adică îl bag numai la cuptor și cam mai nu stau să-l... Simplu și în general somon, n-am gătit alt așa gen de pește, da, nu. De, nu, de exemplu, mănânc dorată somon de bani. Nu prea mă pricep, sincer să spun, adică n-am mâncat la viața mea atât de mult pește diferit, ca să zic așa, adică în afară bine, de somon și crapul ăla clasic. A, da. Ah, ok. La mine, în afară de crapul ăla prăjit clasic, asta, da, în mălaie, cu mămăligă și cu așa, și pe nu, nu prea am mâncat alt gen de pește decât somon, că e mai simplu de făcut și... Dar să știi că poți să-l faci foarte repede în afară de cuptor, te pui tigaia la încins, cu uleac de sare. Ok.
pe plită. Așa. Și lasă să încinge tot și fără unt, fără ulei. Imediat. Așa, a, doar poate, așa? Și se face imediat. Nu se prinde, nu se arde, nu se... Ah, okay. Ei oricum își lasă grăsimea. Da, 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 corect, okay? Pește gras. Și da. Mănânci așa și mănânci cu grăsimea proprie, na. Mhm. Gen good fats. Ok, ok. Cum a fost la X-Factor? Mă, X-Factor a fost o experiență foarte mișto, și mișto și nasoală, pe de altă parte. Păi, băi, am trăit niște lucruri acolo de la care au pornit alte lucruri care au durat mai mulți ani și o să explic pe îndelete ce vreau să zic. Ca să încep cu partea rea, să termin cu partea bună, că okay. E mai frumos așa. Partea mai puțin bună a fost faptul că eu am avut niște probleme în concursul respectiv, nu știu, de la nemâncat, de la stres, de la stat acolo câte 12 ore pe zi și așa mai departe. În timpul concursului, în timp ce cântam, mă luau niște dureri înfiorătoare de cap, dar cum să spun, direct de pe șira spinării până aici în cap, până aici, îți dai seama. Panică mare, m-a luat foarte tare panica, după care am început să fac din ce în ce mai des atacuri de panică. La momentul respectiv nu știam ce că sunt. E atac de panică sau ce e sau așa mai departe și am început să cred că sunt bolnav. După care am ajuns prin spitale. Asta în timpul concursului. Asta în timpul concursului, da. Deci toată chestia asta s-a întâmplat la bootcamp. A început în prima etapă de bootcamp. Până a doua etapă de bootcamp este și pe YouTube. N-am fost la parametri maxim pentru că am cântat foarte rezervat, mi-era frică să nu mai am durerea aia de cap și așa, pentru că era o chestie și musculară, de susținere, de asta era a fost nu știu, nu-mi explic nici acum. Anxiety, am fost de anxietate, probabil de la emoții și să-ți fie activat treaba. Nu sunt, că nu sunt foarte emotiv de felul meu. Adică ok, am emoții până intru pe scenă, dar după care teoretic îmi trec. Dar nu știu ce s-a întâmplat acolo. Tremur genunchii înainte să urci pe scenă? Nu prea, nu, îmi tremură inima mai mult. Dar adică genunchii... nu știu, ai ceva aici? Da, da, eu da. Eu sau da, genunchii da, da. Sau aici? Am un gol aici? Gol. Fix înainte de a intra pe scenă și când am intrat pe scenă n-am nicio treabă. Da, adică da, da, cum... corect, așa se întâmplă de fiecare dată. Da, după care a urmat o perioadă de asta foarte, foarte ciudată, ți-am ajuns pe spitale, după care un doctor m-a speriat și de aici am început toată ipocondria vieții mele, că dacă eu mă voi duce la concurs în continuare și voi cânta, voi risca să fac nu știu ce AVC și bla bla bla. Nu cred așa ceva. Și de acolo, înainte de live-uri, m-am băgat într-o depresie grava, cruntă. Nu cred așa. Ba, dai seama dacă ai zis dacă e o continuare. Da, și eu peste două săptămâni gen aveam live-urile. Așa. Și mi-a zis, și nici nu eram în spital în București, eram pe undeva prin, nu mă știu, pe la Tulcea eram, așa. Că aveam, mă dusesem eu tot la așa la un concurs. Ok. După care l-am abandonat, n-am mai, am stat acolo în spital câteva zile. Da, 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 niște stări de-astea foarte, foarte dubioase. Tu nu știai ce ai, de fapt, aia era. Nu știam ce am, nici doctorii nu mă lămureau și a fost o perioadă de asta care a ținut vreo un an, doi ani de zile. Eu n-am auzit, adică tot am mai documentat despre tine, că normal asta facem pentru fiecare, dar nu citisem. Nu, au fost doar fazele de atunci, din show-ul de live, în care s-a văzut că mi-a fost rău și așa mai departe. Dar cu toate, nu știu cum am reușit, în două săptămâni, m-au luat ai mei acasă, bineînțeles, adică n-am mai stat la București, vreo două săptămâni am stat la Iași. Și mi-au zis, bă, stai liniștit că nu ai nimic, maica mea la fel a avut o perioadă mai dificilă și așa și mi-a zis, bă, nu vrei să fii pe medicamente de psihiatru, că nu e ok, adică n-ai nimic, ești ok, ești bine. Îți dai seama, am văzut, mi-am făcut toate analizele, puneți de alea, electrozi pe creier, inimă, EKG, toate alea, n-avea nimic. Da, și până la urmă, ușor, ușor mi-am revenit, știi? Și am reușit până în primul live să mă refac, picioare, să mă pun pe picioare. Doar că toată treaba asta cu atacurile de panică a mai durat vreo 2 ani, așa, da. Și cum ai reușit să scapi de toată treaba asta? Mergi la psiholog? Nu. Culmea, am fost la psiholog inițial, nu m-a ajutat, nu cred că am ales psihologul potrivit pentru perioada respectivă. Ce m-a ajutat pe mine foarte mult au fost cărțile și sportul. Deci cărțile și sportul m-au ajutat enorm de mult și bineînțeles suportul familiei, că altfel, altfel nu... Și e bine că n-ai ținut chestia asta în tine, știi, să nu...
Da, nu pentru că știi eu știi că unii oameni au... Asta e un subiect foarte sensibil. Știi? Da, pentru că mulți oameni au chestiile astea, atacurile astea de panică. Da, și având impresia că sunt bolnavi, se duc și-și fac 7000 de analize și de fapt nu au absolut nimic. Sunt doar niște senzații, știi? Am trecut și eu prin ele și am avut aceeași poveste ca și tine, să știi. Serios? Da. Fix la fel. Damn. Da. E așa. Boala secolului. Și, da, bine, la mine s-a întâmplat acum vreo 3 sau 4 ani, ceva de genul. Și la mine, la fel. La fel da. Da. Și mulți oameni nu vorbesc despre asta, știi, din rușine. Și nu e ok, adică chiar nu e ok. Trebuie să vorbești despre lucrul ăsta, să spui. Chiar și în momentul ăla, știi, când dai un atac de panică. Te deschizi în fața oamenilor, da, și oamenii profită ăla, de vulnerabilitatea. Când dai un atac de panică, știi, trebuie să-i spui omului de lângă tine. Băi, am un atac de panică. Da, da, vezi că n-am nimic. Sau... prin discuție, prin vorbă, mai trebuie să gândești altceva. Și asta cu sportul, eu am trecut, anul trecut printr-o perioadă foarte grea. Cred că a fost perioada cea mai grea de până acum din viața mea. Și dacă nu era sportul și muzica, și citiți, într-adevăr. Și am avut-o și pe Andra, familia și încă 2-3 prieteni. Mă duceam, mă duceam cu capul. Da, adică, nu știu că așa se întâmplă, dar... Adică cumva că... trebuie să te focusezi, să te focusezi, în, nu știu, într-un anumit domeniu. Că fie că e sport, fie citești, dar să încerci să depășești toată treaba, să ți-o rezolvi, știi? Într-adevăr, trebuie să mergi la un... ciudate stările astea. Da. Eu am reușit să-mi dau seama că, practic, la urmă urmei totul e în mâinile mele, știi? Cumva, adică toate fricile astea, totul e până la urmă ne și inducem. Ne le inducem, adică... păi da, că eu aveam în cap că sunt bolnav, că am o boală. Da, exact. Da. La fel aveam și eu, aceeași poveste. E groasă cu ipocondria asta. Și nu-ți spun că m-am dus, am venit, eu sunt din Constanța, am venit la București, m-am internat în spital, am... dă cu analize, fie cum zici tu, cu holtere pe mine, cu la creier, la toate prostiile astea, știi? Prostii, mă rog, ele nu sunt prostii. Da, ca să vezi unde te duce, știi? Da, chestia asta. Păi dacă vrei să vezi dacă ești bine, dacă nu ești bine, mă rog. Și mi se par foarte ipocriți oamenii ăia care nu vorbesc despre chestia asta, știi? Nu recunosc, adică nu, adică, bă, frate, e o chestie, ok, se întâmplă. E ok. Dar trebuie să treci peste. La 80%. Da. Cu toții avem. Da. E o boală la mod acum. Da. Spune-mi, să depășim această... Exact. Hai să vorbim de lucruri. Ești îndrăgostit? Nu îmi spune de viață, de muscă, dacă de ai început vrăjeală, așa, e îndrăgostit. De viață? Nu cu din astea. De voi două sunt îndrăgostit. Opa, nu. Poți fi îndrăgostit doar cu mine, că am rar iubit. Vă mulțumesc. Asta am fost eu, la revedere, aceasta a fost... Adică îți plăcea mai mult de Andra! Zi! Adică ți se pare normal? Bă, moldovenii trag la moldovenci acum, Ana. Să întorc și eu acum ca la... ca pe Nicolina. Ca pe Nicolina 2 pe acolo, pe Cug. Nicolina 2 cartierul care a crescut eu cu Gui puțin mai... Eu râdeam că râdeați voi. Okay. Ca să știi, trebuie n-am prins gluma. Îți dai seama, habar n-aveam. Să nu trebuie să vin o dată la Iași. Da. Am fost la Iași, dar nu te cunoșteam atunci. Pe da, nu ne cunoșteam. Am făcut un pelerinaj pe la mănăstiri, ce crezi? Tu? Da. Da, mă! Deci băieții ăștia nu poate să mai continue, adică... Nu. Trecem peste acest aspect. Așa. Deci, ești îndrăgostit. Ai suferit mult din dragoste, cât numai piesă de dragoste ai scris. Da. Mult? Da. La vârsta mă. Mă, la 20. Hai mă, că tu n-ai suferit la 27 de ani din dragoste. Tu suferi și acum. Da, păi la 27. Dar eu nu sufăr acum din dragoste. Nu acum, zic așa, în cazul în care. Am suferit de 3 ori. Cum adică? Ce? Dragoste are vârstă sau suferită? Eu de la 16 ani tot sufăr. Adică despre ce vorbesc? Acum nu se văd. Nu, acum nu. Păi eu pot, trebuie să facem și noi un tur al mănăstirilor. Poate nu, dar zic așa, adică de colegul de bancă, de ăla care îi plăcea de fapt de altă colegă și nu îi plăcea de mine și nu știe ce a pierdut. Păi dar cum crezi mă că am scris toate piesele alea, îți dai seama? Așa? Păi da, când am scris pentru ea, inima în fumea și-a rugat, topim pe suflet toată dragostea, să-mi adă toată pentru ea. Și de, nu mai gătești să faci un schimb? Pentru ea, aș vinde tot ce-am adunat mai scump,
Toată averea pentru un sărut, dar mă ceartă prietenul meu. Băi, mamă, ce talentat ești, doamne. Da, e. Mulțumesc. E. Foarte tare. Foarte chiar tare. Chiar ai fost cam cel mai talentat la X-Factor de atunci. Cine a mai fost? Nu, no, a fost o ediție super bună. Deci mie cine s-a mai fost atunci cu tine? Păi a fost Olga Verbițchi care a și câștigat. Da. A fost un băiat pe nume Raul, foarte bun. Foarte, care foarte e acum bun, la Havana? Care e mai... Da, da, da. Ok, da. Nu știu pe Raul. A mai fost... cine a mai fost? Marcel Roșca? Sigur știi că Marcel Roșca. Cred că știi... Cred că știi după nume sau... A mai fost prin multe concursuri, un băiat care cântă foarte, foarte bine. Și tot din Republica Moldova. Da? Da, ei, nu da, știu, da, am crescut da, da, în Iași, nu știu. A, ok, atunci... Adică am da, crescut posibil în Iași și sunt bătrână. A, gata, îl știu pe Marcel. Îl știu pe Marcel, ok. Eu sunt 5 ani mai mare ca tine. Băi, hai că voi începeți cu discuții din astea de ale voastre, cu Iașu, cu cartierele voastre, cu chestii de genul ăsta. Vreau și eu să știu cu piesa asta care e acum nebună, e toamne. Dar nu că am mai scos după asta, ai mai scos cu Otilia, parcă, nu? Am scos și cu... Bine, eu știu pe asta acum, nu vă supărați. Păi da, asta a fost picul de anul... Adică, pe asta o știu. De anul trecut. Păi ce-i cu ea? Cum a fost? Cum a început toată chestia? Băi, vreau să... Ai deci cântat în mașină. Eu te urmăresc de mult și știu că ai cântat în mașină și ai tăguit-o pe Teoroza. Nu, eram acasă. Așa. Deci eram acasă, efectiv. Așa. Luasem un vin. Da, bă, că băusem un păhărel de vin frumos. Și zic, bă, vreau să mă pun... am avut eu, ca să fiu așa foarte sincer, un soi de mini-revoltă asupra faptului că... Eu scriu piese în general, mai metaforice, mai bla bla bla. Și am tot acumulat în mine așa niște lucruri vis-a-vis de treaba asta și am zis: "Bă, vreau să scriu o piesă simplă." Ok. Vreau să scriu o piesă simplă. O piesă care să fie cel mai mare earworm, o piesă pe care să nu ți-o poți scoate din cap. Și mi-am aminte că mi-am pus un pahar de vin și m-am pus la laptop. Și am început să fac producția, acolo, da, 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 am început să fac producția și mi-a venit ideea asta, de trei zile nu am... Dar era altfel versul era un pic altfel, era un pic mai cocălărește, recunosc. Stai să-mi aduc aminte cum eram. De trei zile nu am somn, singur stau în dormitor. Așa, ceva ochii de... Ochii închid, nu vor, că de tine vreau să mor. Așa erau versurile. Așa. Prima oară așa erau versurile, da. Și am dat tag, zic, bă, zic, dacă piesa asta ajunge la Theo Rose, așa, zic, e foarte tare, nu știu. Dar nu mai știu ce am zis. Asta am zis, că dacă ajunge la Theo Rose... Eu te-am auzit, am văzut... Și mi-am dat vibe acolo și eram, mamă, efectiv eram în lumea mea. Băi, și mi-a scris Teo, gen în 20 de minute, cred că, wow, când da, a văzut story-ul, mi-a scris: "Mamă, că e puternică piesa, că așa zice." Da, că e puternică. Și zic, bă, tu vorbești serios? Că eu, na, am zis așa, la oha mai mult, da, știi? Da, 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 da. Îți dai seama că îmi doream foarte mult o colaborare de genul, dar am zis așa, na, mai de distracție. Și a zis... Da, mă, că e foarte tare, cum? Mamă, îți dai seama, în momentul ăla am zis, i-am dat ai telefonul Șerban. Aia a fost. Tati, zic, fii atent că avem de o colaborare aici frumoasă. Da, și m-am dus la studio, Șerban cu Gabi de la studio m-a ajutat să polișez toată producția. A venit și Teo, a tras piesa, după care a fost toată frenezia cu TikTok-ul. Da, gen, da, efectiv, da, am pus din studio TikTok-ul ăla. Și a bubuit în prima zi, au fost 20.000 de filmulețe făcute pe sunetul ăla din studio. Deci a fost ceva, wow. Da, ceva. Tare. După care s-a dus, s-a viralizat. A durat ceva timp și știu că unii dintre oameni s-au supărat așa că de ce nu iese piesa mai repede, că vrem piesa, că nu știu ce. Da, da, unii oameni nu știu cât durează. Da. Ce se întâmplă în spatele. Da, da, ei da, ascultă, da, doar piesa și văd un videoclip frumos, exact, unde omul îți plânge sau îți zâmbește, exact, dar nu, da. Dar a fost, chiar a fost
cea mai bună colaborare cumva și a fost și este în continuare cea mai de succes piesa mea. Mm-hmm. Este, chiar este, dar e tare rău piesa. Adică... Mulțumesc. O să mai urmeze acum anul ăsta am un plan să dau așa puternic ca să fiu pe același ton cu Teo. Și tot pe genul ăsta? O să fie un pic mai altceva. Ah, okay. O să vezi, o să fie sau mai e mai mult o combinație. E mai mult o combinație. O să încerc să dau moda între ghilimele, dar în altă direcție. Okay. Okay. În altă direcție. Okay. E total grei ăștia. Nu, de asta zic că e o altă direcție. Nu vreau să dezvălui foarte mult din ce am de făcut. Dar o să vedeți acum, din februarie o să dau câte o piesă pe lume, ce înseamnă, asta e planul. Planul. Da. Și astea sunt planurile pentru 2022. Da, deocamdată muzică. Da, pentru că vreau să dau mult content. Mi-am dat seama că urmăritorii mei au nevoie de foarte multă muzică, au nevoie să mă vadă din ce în ce mai mult și m-am și pregătit pentru treaba asta, pentru foarte că 2020 bine. A fost... un pic ciudat cu pandemia, cu asta m-am concentrat foarte mult pe social media și n-am mai putut să mai fac piese. Și pe partea asta cu dragostea în 2022? Măi, să știi că mi-aș dori, da, adică mi-aș dori un pic pentru că am fost... Nu vreau să-mi însor. De ce? Stai, Adriana, care... Să întrebam. Păi și cum ar trebui să fie femeia ideală pentru tine? Atunci, dacă zici că te axezi. Femeia ideală ar trebui să fie simplă. Simplă. That's it. Adică să nu fie... Simplă cum? Fără păr, fără sprâncene? cum adică simplă? Știi bancul ăla când îi zice el piran de haus? Fă și tu o mămăligă? Păi n-am mălai, fă-o simplă, dă-o dracu, știi? Așa și tu? Cu femeia simplă? Nu, femeia trebuie să fie... o femeie reală, mă, o femeie true, nu știu cum să explic. Vrei să fie real. Da, vreau să fiu o femeie reală, true. In nu, this nu fake world you need a... Da. Hai, mă, lăsați. Haide, mă, cum? Da, mă, nu știu cum să spun. Eu, eu înțeleg ce zici, adică să nu semene una cu alta, cum ar veni. Da, mă, vreau să o văd. Bă, vreau să o văd. Că și noi semănăm. Vreau să o văd sinceră, vreau să o văd. Noi două, între noi. Noi două semănăm. La filtre. Ne punem același filtru, nu semănăm? Nu. Pe Instagram? Nu. E, nu. Nu. Noroc că aici nu avem filtre, stăm așa cum stăm noi de obicei. Niște minunate. Noi suntem oricum minunate. Da, am... scuză-mă, te-am întrerupt, a fost da, așa da, un moment. Da, aveam aici o... Țineam și o pledoarie aici și m-ați întrebat. Da, okay. Așa, simt. Femeia cu ideală. Nu, femeia trebuie să fie simplă, trebuie să fie sinceră, trebuie să fie fericită și să simte bine în pielea ei și când e machiată și când e nemachiată. Trebuie să fie, nu știu, și să fie empatică. Asta e un lucru foarte important pentru mine. Adică, și nu în ultimul rând, e tot legat de empatie, cred eu. Trebuie să înțeleagă în primul rând ceea ce fac și meseria pe care o fac. Da. Asta mi se pare cel mai complicat. De ce ai pățit-o? Acum... Dacă îți spun și întrebări am primit eu ce se întâmplă în industria muzicală, am zis, guys, plecăm acasă. Da, mă, nu știi că cum... mai e ce era pe vremea ta, Adriana. Dar nu, că eu vorbesc de anul trecut, acum un an jumate, adică pe vremea mea vrei specific să mai bătrână sau cum? Dar uite puțin cum arăt. Foarte bine. Nu pune-mă lângă un puști de 27 de ani. Puști? Păi ești cu 7 ani mai mic ca după mine. După fața asta pare că am 18, dar mă rog. Și eu de 19. Hey. Mai puteți? Gata, hai, e ok. Așa, eram cu, am lămurit-o cu femeia ideală. Eram cu muzica. Mai eram trebuie cu... să mai zic fizic, nu, psihic, profil, CNP. Nu, vreau să dau CNP. Eu un challenge. Așa. Ai făcut TikTok, Zodiac TikTok, pe Zodi, Zodi, da. Zi pentru săgetător ceva. Ce să zic, mă, pentru săgetător? Zi! Păi după aia te pun pentru vărsător. Păi cum, mă, nu mai ții minte ce ziceai acolo în TikTok? Și mă, că le-am făcut acum 2 ani, nu contează! Ce-ți vine acum? Sunt cei mai tari, cei mai tari, cei mai frumoși, cei mai talentați. Bine, și de ei. Așa. Asta e când să mă aud pe la valiere, nu? Da, mă, nu știu, ad hoc așa, nu știu, nu, că trebuie să apelez la Neti Sandu. Trebuie să-mi iau informațiile, că nu mai știu, îți dai seama acum ce naiba mai zis eu la săgetător sau la... Dar nu, de leu, săgetători în viața mea eu n-am avut foarte mult, uite, îți recunosc. Dacă eu am avut un iubit.
Născut săgetător, în aceeași zi cu tine, leu. Leu cu iubitul săgetător. Leu n-a fost. N-a mers. E bine, de fapt n-a mers cu niciunul, dacă stai să iei, așa că da, e singură. Adică, de acum nu știu. Tu ce zici că ești? Vărsător. Nici cu vărsător nu prea m-am întâlnit în viața asta. Nu, am avut taur. Păi noi suntem importante. Taur, leu, fecioară. Fecioară? Nu. Și? Mapțe. Da, cu ce zodii te-ai înțeles cel mai bine? Surprinzător cu... Adică am înțeles bine cu taur. Uite, și maică-mea e taur. Așa. Spre exemplu. Și mă înțeleg bine. Sunt niște persoane true, așa, de obicei, mm-hmm, din ce am văzut. Cu racul. Exact. Să știți că eu antena preparată. Păi haide, faci să fac plating. Am pregătit vreo ceva? Dar nu fac niciun plating. Nu face niciun plating, nu? Nu, nu. Lăsăm așa, nu? Lăsăm așa, dar stai că frigel mai. Eu sunt obișnuit să mănânc distrat. Dar mie se pare că arată bine așa. Arată excelent. Nu că... Arată foarte bine. Vezi că frigel. Nu mă pot abține, dai seama. Stai să iau și un pic de spanac de ăsta să mă ia. Dar nu vrea. Mamă, dar vezi că frigel rău, măi, băiatule, măi. E... Am limba de foc. Arde! Uite cum arde! Frige. Ce ai făcut, mă? Frige. Excelent. Excelent. Am dat-o pe mine, ca așa fac. Uite, ia. Excelent. Poftim. Mersi. Eu zic să-l lăsăm un pic să mai răcească. Da. Mamă, e bună. Puțin așa. Și până se răcește, avem și noi joc pentru tine. Ia zi. Am. Mamă, de când așteptam să fac am-nam și pe să fiu filmat. Ia. În timp ce fac am-nam, că sunt foarte sincer de felul meu. Stai că avem și... S-a dezlipit. N-are nimic. N-are nimic. Îl ții și tu așa. Dă-l cu-a. Dă-i. Așa. Dar tu de ce n-ai accent moldovean? Bă, deci dacă stau acum cu tine așa, o să vezi că îmi revine. Ne vezi, Andro, nu sunt singura. Că tu mă ceri pe mine. Cum vorbește foarte așa, știi? Am văzut ca niște sertărași așa, știi? Da? Dar dacă aud moldova, deci dacă mă duc acasă, e jale. S-a terminat, mă revin. Deci instant. Nu e o chestie neapărat controlată. Controlată, știi? Am înțeles. Da, nu știu cum să zic. N-am furat ceva dintr-un magazin. Am fumat, auzi. Am furat de la un coleg. N-ai furat nimic dintr-un magazin? Nu, din magazin nu. Ce ai furat de la un coleg? Niciodată, ciupa-ciups? O mașinuță. Am furat o mașinuță de la un coleg. Când era vișinie, îmi plăcea mult. Da, îmi pare rău. Și nu și-o dat seama? Nu. Nu și-o dat. N-am făcut farse la telefon. Ce ai făcut, mă? Ai, nu? Alo, doamna Bucă, domnul Bucă e acasă, da. Deci toate farsele alea tâmpite de copil de 5 ani, sau știi ce mai spuneam? Dar știi că acum ne explica, uite, a fost la noi Franci, așa. Băiatul Patriciei, așa. Așa, care a fost la Asia Express, okay. Și ne povestea că există o aplicație mai nouă pentru farse la telefon. Da, și făcea pe aplicație. Da. Și că schimbă și vocea. Băi, am primit eu una de m-am speriat. Vezi? Da. Nu, este oribil. Hai să nu căutați acea aplicație. Vă rog eu frumos. Nu, de ce? Nu faceți rău oamenilor. Pentru că am primit eu la un moment dat un telefon de genul și a fost absolut oribil. Deci era un ceva... S-auzea așa ca și cum ar fi Satana, da, la telefon. Da, Doamne! Da, și mi-a zis, te urmăresc, ai grijă, cum mergi pe stradă. Bă, și m-a luat panică. Am zis, bă, ce? Doamne, ce? Chestii din astea nasoale. Nasoale, da. Nu, e oribil. Farsele alea de le făceam eu de copil prost de la 5 ani erau mai bune, știi? Sau alea de la teleshop. Da, alea, da. Sună acum! De ce nu sună telefonul? Exact, la da. Alea sunam. Alea erau... N-am avut fantezii cu o profesoară. La Octav Băncilă sau deja îți face cald. Ai avut vreo profesoară tânără la Octav Băncilă? Bă, da, era una de geografie. Da, era una de geografie, dar nu mai știu cum o cheamă. Era mișto. De ce ai avut? N-am luat ceva din gunoi să mănânc. Ba da, tot timpul iau. Cu? Da, nu îmi oferesc. Nu, adică, bă, nu vă imaginați acum că scormonez prin gunoi. Ce am făcut noi azi toată ziua și am aruncat. Ca să nu știu ce, dar nu știu dacă am aruncat din greșeală ceva și după aia așa, zic că ai regula de 3 secunde, dar arunc acolo. E de 15 la mine. A, de 15? N-am fugit de acasă. Bă, nu, n-am fugit de acasă.
Dar am avut, știi, în situațiile alea în care... Te enerva mama? Da, 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 te enervau părinții și mă gândeam, așa? Mamă, cum ar fi acum să se întâmple nu știu ce, nu știu, să fug de acasă. Nu am niciodată curaj să fug de acasă. Dar în schimb, am făcut o mare prostie când eram mic. Am fugit între ghilimele de acasă cu niște colegi de-ai mei care au zis după școală, hai să mergem și noi să ne jucăm în parc. Ești copil cu și în loc să ajung acasă când știa bunica mea că trebuie să ajung acasă, am ajuns după 4 ore când mă căuta poliția deja. Când și era prezentă, toate nebunile. S-au panicat, ai mei, că unde-i copilul, că, mă rog, era și perioada aia în care se făcea trafic de organe, la copii și bla, 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 nu da, știu ce. Da, și în ea așa a fost ceva. Și atunci, da, îți dai seama, a fost, a fost un pic de panică, deci n-am fugit... La propriu, așa, la adică propriu, da, 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 m-am da, supărat. Yeah. Am, n-am căutat numele meu pe Google. O, da, l-am căutat. Dacă dai pe Google, găsești Emilian și iubita lui de la X-Factor, ce-a pățit Alexandra de la X-Factor, nu? Da. Am, n-am lăsat pe cineva baltă la întâlnire. Nu mă fă de rușine. Nu, stai să mă gândesc bine. Stai, nu, da, da, stai. Nu, fă-ți reclamă bună. Ai zis că vrei relații. Bă, nu, chiar nu mi-aduc aminte. Nu, sincer, chiar nu mi-aduc aminte să fi lăsat pe cineva baltă. Te referi, adică că nu m-am întâlnit deloc sau gen m-am întâlnit un pic, mi-a plăcut și am zis, bă, am treabă, nu, știi? Nu, te-ai mai dus, că te-ai stabilit întâlnirea și nu te-ai mai dus. Nu, 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 cu o fată niciodată. Cu un băiat, când, dacă era prietenul meu sau ceva, bă, scuze, nu mai am timp. Dar ce pic mi-e întrebările astea? Yeah. Nu știu. N-am fost surprins în timp ce făceam dragoste. Nu ce făceam. Ok. Hai că te gândești mult, hai. Nu. Nu făceam dragoste. Acolo, Giugiana. Ne călăream, mă rog, nu făceam dragoste. Nu făceam dragoste, ne călăream. Da, mă, ne tizuiam și noi, eram mici, mă rog. Da, totul s-a întâmplat. S-a întâmplat și la el ca la tine când erați mici. N-am scăpat de poliție pentru că te-au recunoscut. Ba da, ba da, de curând. Mamă, da, a fost super băiat, a fost super băiat Gagiu. Chiar da, a fost ok pentru că chiar așa se întâmplase, gen îmi picase un far când am plecat de la studio. Da. Și recunosc eu că am un portofel, nu mai port portofel normal la mine, pentru că e foarte gros și mă enervează. Da. Și am un portofel de la numai de carduri. Și nu-mi încape buletinul și nu-l iau tot timpul. Și n-am nici buletin la mine. Și m-a oprit băiatul că de ce nu vă merge farul, că bună seara, că vă rog prezentați actele, că nu știu actele, ce, că da. la. Zic, domnule, uitați, chiar am plecat de la studio, chiar s-a ars becul atunci, că nu mergeam cu becul ăla de foarte mult timp. Și a zis, da, buletin aveți? Nu. Recunosc, zic, dacă vreți să-mi dați amendă, că eu sunt ăsta foarte sincer, știi? Adică, okay. Bă, dacă vrei să-mi dai amendă, dă-mi amendă, știi? Nu, mă, așa. A zis... Bine, aveți noroc că vă știu de la televizor. Haideți. Știi cum am plecat? Deci eram rachetă. Am zis, mamă, direct acasă, mă duc, schimb și becul, fac și lustruiesc. Zic că polișez. Am vorbit urât în public. Dacă mă enervez, da. Dacă mă enervez, mă calci pe pătătură așa. Nu mă enervez, sunt foarte calm de obicei. Dar dacă m-ai călcat pe pătătură, e nasol, da. N-am fost dat afară dintr-un bar. Na. Dintr-un bar nu, m-am dat singur afară. De unde? Te-ai luat așa? De unde? Nu, dacă îți povestesc o să fiu... Nu, am avut cea mai cruntă beție din viața mea, recunosc acum, când sunt mare, da? La 27 de ani, 26 unde de ani aveam. Când am ieșit, nu, îți spun unde am ieșit, în Funky și m-am luat la băută cu DJ-ul și cu toată lumea. Și cu bla, 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 era și după pandemie, liber, îți dai seama. Okay. Era soarele pe cer, frumos, strălucea acolo, zic, mamă, apus de soare, mamă. Praf, am ajuns la 7 în club, la... 9:30 erai am plecat. Erai cometă, la te-ai dat singur. Da, nu, păi mă duceam așa, m-am dus la baie și am văzut că fac așa din perete în perete, eram ca paintball. Atât a fost. Și am zis, nu, gata, tati, plec, că nu mă fac de rușine pe aici. N-am. A fost o seară de neuitat, ce pot spune. Făcut dragoste în locuri publice. Dragoste, sex, da, în locuri publice, poți face. Da, am. Dar cum?
E, cum faceți? Dar lasă-l mă băiatul în pace. Păi stai un pic. Public se pune gen, nu știu, adică se pune și mare, parc. Da. Foarte bine. Da. Răspunsul este da. N-am uitat numele unei persoane cu care am avut o întâlnire așa un pic mai... Ai? Am, de multe ori, uit numele, efectiv. Hai să vedem ce avem acolo, să gustăm. Gustăm. Eu nu aș mai vrea să mai pun în farfurie. Vreau să ne bălăcim cu toți aici. Știi ce ne-ar fi trebuit? Niște pâine. Hai, adu un pic de din aia. Să luăm așa cu sos de aici, dar nu pot să mă abțin până vine. Păi eu crezi că pot să mă abțin? Eu iau un pic așa, uite, îmi fac o lingură. Mamă. E bombă, a? Încerc să iau și un pic de roșie. Dacă reușesc. Bă, da, mâncați fără mine. Da, mă, dar ești pune un pic de lămâie. De lămâie. Lămâie? Nu? Mamă. Bun? Mamă. Dă-i cu mâncat, direct. Sunteți măritate? Nu. Ok. Am dat aproape. Hai, fată! Deci nu mă slăbește deloc, mă, deja slăbește. Deci de azi dimineața mă ține continuu. Așa te ține, a? Deci oricine, deci toți invitații pe care i-am avut. Andrei măritată. Andrei aproape măritată. Păi după aia să avem probleme acasă, că dacă nu ai doar tu, am și eu. Doamne ferește, deci nu mă slăbește deloc. Vai. Nebunie. Măi, dar e bun tare. Nu mă așteptam să... Ce e viață de... Și e foarte ușor de făcut. Brano. Noi îți mulțumim maxim că ne-ai acceptat invitația. Și eu vă mulțumesc. Și data viitoare. Data viitoare facem schimb, nu? Facem schimb. Ne gătește. Paste. Vă fac pastele alea sau... Sau faci niște salat, bea. Challenge! Direct! Doamne ferește! Doamne, nu te așteptai la asta, nu? Nu, niciodată, salata beef, nu. Nu o să pot să fac, îți spun de pe acum că nu. Încercăm. Mulțumim din suflet. Mersi. Ești tare. Ne vedem data viitoare.